Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Jocurile iubirii, episoadele 25-28. Helin găsește mesajul pe care Kemal i l-a trimis lui Asie și cere explicații, dar Kemal o convinge că nu s-au întâlnit în acel local, ci i-a trimis adresa lui Asie pentru că Mahir vrea să meargă acolo. Helin își cere scuze apoi de la Asie pentru că a insinuat că este amanta soțului ei. După aceea, Asie îi spune lui Kemal să nu o mai pună în astfel de situații. Kemal decide să stea departe de ea ca să nu o mai supere. Mahir îi spune lui Fikret povestea lui Asie. Fikret se îngrijorează pentru el fiindcă își asumă prea multe riscuri, dar își dă seama că se îndrăgostește de ea. Helin se teme că Kemal o va părăsi din nou pentru că în trecut, când era însărcinată, el a spus că nu poate să își întemeieze un viitor alături de ea, însă nu i-a dat nicio explicație. Helin a încercat să se sinucidă atunci. Kemal, Mahir și Rachi împreună cu soțiile lor merg în alt oraș pentru o întâlnire de afaceri. În timp ce se află acolo, merg la o nuntă și Kemal dansează Zeybek, amintindu-i lui Asie de nunta lor. Relația lui cu Helin se îndreaptă puțin datorită acestei ieșiri, dar la întoarcere. Kemal își face din nou speranțe de împăcare cu Asie când află că ea încă păstrează lucrurile de la el. Asie îi spune că le-a păstrat pentru că ea nu a acceptat niciodată că i-a abandonat, ci întotdeauna a sperat că a avut probleme și a fost forțat să plece. Asta până în ziua când l-a întâlnit în Istanbul și l-a văzut alături de noua lui familie bogată. Nergis îi spune și ea cuvinte grele lui Kemal. Kemal se îmbată la un local și o sună pe Asie și o imploră să îi mai dea o șansă. Apoi se ia la bătaie cu un client și el îl înjunghie. La spital, după ce iese cu bine din operație, Nergis merge în salonul lui crezând că nu este nimeni în apropiere, dar apare Nedret și o aude spunând că este tatăl lui, tatăl ei. Rachi află că Mahir a plătit lui Nekmi suma de bani pe care a împrumutat-o de la Harun. Îl îmbată pe Nekmi și îl trage de limbă, iar Nekmi îi spune că Asie a fost căsătorită cu altcineva și că au schimbat rezultatele testului ADN. În același timp, Mahir află despre sala de jocuri din hotel, așa că atunci când cei doi frați se confruntă, se văd nevoiți să păstreze secretele celuilalt.